Dar zicea ceva de Craiova. Clar, Craiova, Craiova, stai. Craiova, da, exact, despre Craiova. Păi da, că au avut live acolo, de-aia cred că. Așa, bun, de la această oră am bucuria să vorbesc cu Oleg Brega. Îl știți, dacă nu îl căutați, e activist, vlogger, în zona asta de curaj, a pornit curajul, are practic, nu e primul curajos, dar i-a dat curajului, l-a marketat cu ideea de curaj într-un anumit sens, foarte bun așa, în sensul ăsta civic. Salut, apropo, salut, bine ai venit! Da, salut, Mietoș, mulțumesc pentru invitație. Așa, mai aproape puțin de microfon și ești un nou agent, cum îl ziceau ăștia, știi, vorbeam noi mai devreme despre modul în care devii dușmanul regimului sau dușmanul, cum erau, Mordor, erau ăștia, foloseau. Și când asta mi-amintește de termenul mordovorot, știau rușii, așa era în rus, era așa un termen, mordovorot, adică genul ăla de... Slang de cartier, când îți de pe la da. Bot, nu? Sau ceva? Nu, cumva, da, știi, pentru că eu am văzut zilele trecute declarația lui Lavrov, da? Că e clar că alte chestii nu se pricep. La teroare, în principiu, la asta au lucrat mult și au dezvoltat aparatul de teroare foarte bine. Rușii, tradiție și veche, la asta se pricep mai bine. Restul ca restul, nu au ei treabă cu dezvoltarea, cu gospodăria, cu educația internă, într-un sens, să zicem așa. Dar la teroare se pricep și aici reușesc să vină cu felul lor, așa, cu un fel de memento de-a lor. Că ce vă imaginați voi? Că puteți să o duceți voi bine și că există ceva așa, prea multe culori, prea multe... Și declarația asta pe care a avut-o la vreo zilele trecute, că urmează Moldova și ce. Și e amuzant într-un fel. Pentru că mă duce cu gândul la... din nou, la metodele astea de a fricoșa, de a apela la șantaj emoțional și nu numai, dar care în timp își pierde efectul, da? Pentru că exact... Noi deja suntem căliți basarabieni, am avut un astfel de război acum 30 de ani și știm ce poate fratele rus, știm ce poate și fratele ucrainean, că atunci era de partea lor, erau împreună, că n-ar fi fost posibil războiul acela de Nanisturi sau n-ar fi fost atât de devastator dacă Ucraina s-ar fi împotrivit, dar atunci Ucraina era împreună cu Rusia și de atunci știm ce ne poate fratele și de atunci am devenit mare parte dintre basarabieni inoagenți, adică da. Agenți străini intereselor Federației Ruse. De atunci am descoperit pentru noi România și Europa. Mm-hmm. Eu nu chiar imediat am descoperit România, da, eu eram prins de propaganda rusă, dar războiul acela ne-a trezit pe mulți la realitate, cum se întâmplă acum în Ucraina. Da, peste da. Noapte au devenit patrioți ucraineni și au dat seama că nu iubesc deloc Rusia. Da, clar, cei care cumva erau... Bun, aici s-au făcut mai multe efecte a avut în sensul poziționării, pentru că cu siguranță au fost și sunt cei care... Mă rog, până acum, au stat pe margine, urmărind și, cum spui tu, au clarificat. Aha. Sunt cei care încă aveau niște argumente și acum au observat că nu funcționează argumentele. Și sunt și cei care spuneau, v-am zis, eu când? Eu v-am spus de mult că se știe, care nu se mai satură să se dea drept, domnule, că uite, eu de când spuneam și nimeni nu m-a ascultat. Știi că sunt și ăștia. Da, era curios chiar de unde au apărut încă și pe timpul sovietic unii care ziceau de fratele rus. Da, poate că, nu știu, au trăit primul război mondial sau ce memorie aveau de la rudele lor. Dar, într-adevăr, erau și pe atunci disidenți care au supraviețuit deportărilor, au supraviețuit internărilor în spitalele de psihiatrie sau, pur și simplu, încarcerări. S-a transmis în cultură. Numai că nu i-am ascultat. Și e adevărat că nu e vina fratelui rus, ci e vina unui imperiu. Putea fi oricine imperiu. Cum și România a avut ambiții imperiale în războiul 2 mondial și a ajuns până la Bug. Da, face parte din lista aia, știi, de efecte secundare care vin la cutie cu medicamentul cu tare. Că tu spui, domnule, îl iau pentru că e eficient aici, dar alea sunt scrise cu litere mici acolo. Și când intri acolo, zici că e Vechiul Testament, știi? Așa și imperiu. Da, ok, imperiu, nu știu ce putere, mândrie, dar uite cu ce vine la pachet. Ah, păi știi.
Și ajungem exact la situația cu cățelul și lupul în pădure, cum era desenul ăla animat, făcut încă pe vremea Uniunii Sovietice, cu un lup care surprinde un câine în pădure, care încerca să se agațe de un cracă, era nefericit acolo și și-a pus un laț, și lupul care îl vede și urmărește așa puțin cum își aranjează lațul și spune: Doamne ajută, ce faci aici? Oh, la tresare, așa, știi, și cum îl salvează și începe să discute. Și câinele povestește că el vine din sat, că n-a fost atent la o fasă și l-au alungat. Și lupul spune: da, și ce e în sat? Băi, să duc, chiar zic, o să urmeze o petrecere, hai și tu dacă vrei, că știu un loc unde putem să mâncăm bine, că uite că văd lupul cam slăbuț așa. Hai, și merg acolo, lupul să mănâncă, să bată ei amândoi, cântă, ăia iau, îi aleargă pe acolo și ăștia fug înapoi în pădure. Și câinele îi spune: băi, cum ți-a părut? Lupul: ba, super, mișto, mai vreau. Băi, hai, mută-te acolo. Gata, clar. Și stau așa și lupul zice: auzi, dar tu ce ai la gând? Ce, cum ce am la gând? Ce ți-e roasă blană, nu mai e blană? A, un fleac, e de la lanț. E de la zgardă, da. A, da. Așa nu vreau. Nu, că nu-i bai, că te obișnuiești. A, nu, nu, știi, nu, eu rămân aici mai bine, cu burta mai goală, dar fără lanț, știi? Alegerea. E o chestie de alegere, da, și iată, moldovenii au făcut-o, ucrainenii o fac acum cu preț, da, greu. Foarte dificil, foarte greu. Știi, pentru că ipostaza asta în care te trezești pur și simplu, că tu spui: a, nu mi se poate întâmpla, că nu știu, dar te trezești alergând printr-o tranșee și ce și cu gând: bă, dar nu mi-am terminat proiectul ăla, vai, și încep să înjuri. Că îți dai seama că te-a rupt, te-a schimbat, nu că ți-a distrus viața, dar ți-a schimbat-o radical. Și între timp îi vezi pe ăștia îmbuibații din vest, din vestul sălbatic. Burtoșii, da, care au tot felul de dorințe de a se apropia de Imperiu, de Rusia, de vremurile celea. Sunt diverse moduri, mecanisme. Unii spun că poate că așa ar trebui, alții spun că stai un pic, ar mai fi o variantă, așa să-i ascultăm și pe ei ce vor. Desigur că așa asta e o capcană. Rușii vizează foarte mult pe varianta asta, să te pună la... adică să te te folosească până la capăt, de fapt. Știi că ei nu au, nici n-au dezvoltat, ei i-au nimicit pe cei care aveau o oarecare gândire, să spunem, progresivă legată de grija de om, de drepturi, de o apropiere de, mă rog, o dezvoltare și culturală și economică normală, fără abuzuri și fără... Deși asta e mai mult sau puțin utopic, acum să ne imaginăm, știi, dispariția corupției. Știi că corupția e ca, să spun, vine la pachet, cumva cu creierul, parcă am impresia, știi, coruptibilă e cumva, e ceva coruptibil acolo, care se accesează mai devreme sau mai târziu cumva la toți, prin minciunile pe care le învățăm de mici și le facem ca să ne apărăm. Mai ales că avem și tradiție aici în Balcani, aproape de fanarde. Oleg, tu ai fost, nu de mult am văzut, de fapt, câteva imagini din Odessa sau de undeva din Ucraina. Da, și văd și tricoul tău cu Ucraina. Și am vrut să te întreb mai multe, să-mi povestești puțin. Acum mai avem timp să vorbim așa, să intrăm, să facem un intro la treaba asta. Și după asta, desigur, o să discutăm mai pe punctual, pe diverse aspecte care, mă rog, de care sunt curios și așa. Și oamenii, dacă aveți întrebări, aveți mesaje legate de, mă rog, ce nu înțelegeți, nu că înțelegem noi, dar cât înțelegem așa, ce vă mai frământă, sigur puteți să ne scrieți. Când ai fost și cum s-a întâmplat? Acum 2 săptămâni am fost în interes de serviciu pentru câteva zile la Odessa. Am filmat un interviu, un reportaj cu un personaj, un activist civic de acolo, un cineast de altfel ca mine și ca noi și celălalt băiat cu care am fost, da, tot cineast este. Pentru că lucrez pentru Fundația Roma Education Fund și găsim astfel de cazuri de romi care au reușit în viață, ca să-i dăm exemplu altor romi, că prin educație, prin culturalizare s-ar putea să te emancipezi. Și am găsit un activist extraordinar acolo, dar am văzut cu ocazia asta și atmosfera din Basarabia istorică. Pe aici am mers, pe la Galați, pe la Reni, pe la Ismail. În zona asta ai trecut, da? Pe aici am mers. Am insistat să ne pătrundem de spiritul Ucrainei, că puteam să mergem sigur, în siguranță, până la Palanca prin Chișinău, de exemplu, pe, da, la Leușeni sau pe la Galați. Dar am ales să mergem prin Basarabia istorică. Am văzut miile de tiruri care stau la cozi pe la toate porturile, Chilia,
Reni, giurgiuleștii noștri, galați, cozmari, enorme, enorme. Și stoluri de ciori care ciugulesc după grâul, orzul ce mai cade din mașinile celea. Și am văzut cum ard unii, putem să zicem ucraineni, pentru că sunt cetățenii Ucrainei, dar pot fi moldoveni ca noi, pot fi, se declare români, pot să fie lipoveni, pot să fie greci, tătari, că e foarte pestriță etnic zona aceea. Și cum dau foc la mirește, cum dau foc la stuf, niște incendii de te ia groază, te gândești, bă, e țară în război, dar uite că ăștia își dăunează și sănătății, și mediului, și solului lor, cu mâna lor, unii dintre ei. Cum o fac și ai noștri. Foarte des vezi București inundat de fumuri din astea ca apocaliptice, ca după război. Și am văzut Odessa, oraș, port minunat, extraordinar, baricadat, asediat. N-am putut să ajung să văd marea. Totul serios? e baricade. Deci nu mai ai acces chiar pe așa ca... Nu, pentru că se păzesc, pentru că oricând poate să vină desanturi și să poată apăra. Explicabil. Și asta m-a uimit, nu am așteptat, nu știam, din cât m-am documentat, eu n-am aflat de chestia asta. Știam că la 11 se dă stingerea și n-ai voie să ieși din casă. Dar cum a fost la hotar la trecere în Ucraina? Adică cum anume vama, cum a decurs toată povestea asta, cu actele și cum ai... E simplu, cu pașaport românesc, european, treci ușor, nu-i problemă. Doar că te întreabă scopul vizitei și tot așa. Okay. Și după aia sunt multe filtre militare, inclusiv cu blindate, cu tranșee, pe la toate intersecțiile de drumuri mari. Aha. Cred că vreo 7 filtre am trecut până la Odessa. Și la intrare în Odessa chiar s-au uitat, pe celălalt cu nume românesc nu l-au oprit prea mult, dar la pașaportul meu cu nume rusesc s-au uitat mai mult și au căutat ceva într-o tabletă, poate chiar pe internet, că după aceea au zâmbit și probabil au văzut că am drapelul Ucrainei la profil și că sunt... Cel puțin declarat drug al lor. Păi da, e de înțeles, știi, cumva și... Cumva, eu văd oameni care încearcă să explice și să spună că, uite, domnule, poate fi înțeles, explica, adică putem înțelege și putem explica, că ar trebui să înțelegem și pe ruși sau ar trebui să înțelegem. Și asta îmi pare straniu. Da, ok, în mod normal, ai spune, da, e bine să înțelegi. Și, în fond, înțelegerea e importantă, pentru că ai putea să... faci, să reconstruiești un soi de lanț al evenimentelor care să te ajute, de exemplu, să înțelegi de ce s-a declanșat acest război. De fapt, când a început cu adevărat, da? Pentru că sunt niște date, ok, noi spunem că uite, a început atunci, dar de fapt și înainte. Nu e pe 24 februarie exact, începutul. Exact, a fost și în 14, a fost și... Și apare automat o întrebare, dom'le, dacă a început atunci și au fost semne, asta, din semne nou, clare, ocuparea Crimeei. Da, și multe altele. Și situația din regiunile care astăzi se află în farfal, în prăpăd acolo, nebunie și crime. Cum de nu s-a putut, că a fost o perioadă destul de lungă. Ce nu s-a făcut bine? Unde nu s-a lucrat suficient de ok? Ce se putea, ce ar fi putut face ca să nu se producă? Pentru că noi nu ne putem imagina că absolut în toate cazurile s-ar fi produs invazia. Noi nu putem. Pentru că trebuie să admitem că există și un scenariu și cumva, dacă evenimentele, relațiile, eu știu ce, tratativele, și aici vorbesc despre toate părțile implicate, nu doar Ucraina și Rusia, nu doar agresorul și, mă rog, victima. Ci și țările care au început să fie mai... Lăturașii, mai... Da, exact. Care semnaseră acordul celălalt de exact, la Budapest. Exact. Deci aici vorbim de relații internaționale și multe, multe alte, și plus de desubturi. Și aici sunt... Tu cum vezi, așa, făcând o, hai să spun, un fel de radiografie în retroactiv, nu știu, mergând puțin în trecut, cum îți imaginezi? Ce-ar fi și cum ar fi trebuit să... fie tratate chestiile ca să nu se producă invazia, dacă ar fi fost posibil și dacă ar fi cum anume, ce anume vezi tu, unde s-a greșit, dacă vrei. Eu cred că ar trebui să crească rolul Organizației Națiunilor Unite în lume, pentru că vrem, nu vrem, suntem o planetă globalizată, un sat mai mare pe o bilă în univers și pericolele sunt globale, standardele Organizației Națiunilor Unite ar trebui să fie impuse cumva. Ușor de spus. Și să nu fie sâmburile cel la Consiliul de Securitate în care există dreptul de veto al Rusiei, al Chinei, al oricui, și inclusiv al Statelor Unite. Dar cum? Nu știu, cumva cu o majoritate, să fie un Consiliu de Experți care să decide, iată aici s-a încălcat standardul. Dar și ONU, până la urmă, e ca o interfață.
Adică știe ca organizație care spune, domnule, noi reprezentăm, domnule, noi facem, dar tu știi foarte bine cum e treaba asta. Este așa ca o interfață, pentru că în adâncime când intri, știi, una e suntem la margine de prăpastie și dacă acum o să folosească arma nucleară, sigur se va ajunge la asta. La decizie de a denucleariza toată planeta, nimeni să nu mai aibă arme de distrugere în masă și să fie o armată globală care să prevină apariția de dictaturi. Greu de crezut că ar începe ceva nuclear pentru că rușii nu vor să piardă chiar absolut toate contactele. Dacă nu-i destul de smintită ideea de a ataca statul vecin cu toată armata, n-aș compara-o cu războiul nuclear. Mi se pare acolo. Invazii se produc, s-au produs. Problema e că ele s-au apropiat de noi, ne-au trezit din hamac, noi ne-am trezit, stai un pic că de fapt tortulețul și șampanie și candelabru tremură. Da? Bibelourile au început să cadă. Pac. Asta nu s-a întâmplat acum și vai, noi suntem super mirați. Sunt mirați mai degrabă cei care poate n-au fost conectați la realitate și n-au văzut ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat mereu de-a lungul timpului și cum anume s-au mutat războaiele. Da? Pentru că mereu, hai să vorbim de Orientul Mijlociu, ce catastrofă de fapt prelungită. Și așa mai departe. Și Siria de câți ani are război. Deci nu că ar fi o noutate invazia în general ca fenomen. Nu. E clar că aici vorbim de una masivă. Pe teritoriu masiv. Și cu distrugere. Mariupol era de pe la hartă. La scară mare. Bun, ok. De aici până la război nuclear e o mare diferență din punctul meu de vedere. Pentru că război nuclear înseamnă o catastrofă care, mă rog, ar însemna, cu toate că eu nici măcar nu cred în el în sensul ăsta, la anvergura asta filmică, pentru că noi am văzut și foarte multe filme SF și foarte multe filme apocaliptice. Și la noi sistemul paranoid e hiperactivat. Noi ne imaginăm sfârșitul pentru că despre asta ni se vorbește în fiecare zi. Așa, dar asta nu înseamnă că dacă nouă ni se vorbește așa va fi și așa se va întâmpla. Noi, okay, noi încercăm să înțelegem și așa. Ei, Rusia are nevoie, cel puțin urmărind cum anume s-au dus ei până în Iran și au luat de acolo puțin, cum le iau de acolo, cum le mai livrează ăia. Se vede clar că ei încearcă, știi, să lege capetele, pentru că ei au resurse, clar, au carne de tun. Dar le-au gestionat prost. Dar prost. Cu multă corupție, au băgat în iahturi, în vile. Exact, exact. Și ajungem inclusiv la mentenanța acelor rachete nucleare, nu știu ce, care nu e ca mentenanța unei grenade. Până la urmă ajungem să cântăm odă corupției, că a făcut imposibil dezvoltarea unui imperiu valid sau capabil, cum a fost Germania nazistă. Da, exact. Ajungem la faza asta, că tot e relativ, domnule. Dacă undeva corupția ucide în alte părți, corupția salvează. A salvat Ucraina. Exact, cumva. Glumă, glumă, clar că e trist, dar, sau mă rog, e tragic. Tu ce crezi? Tu crezi că, pentru că am auzit o tonă de speculații, sunt și ăștia care au ei așa o plăcere să caute vinovat în alte părți. Și ajung să rezoneze cu tot fel de porcării de tipul ăla este, Zelenski e de vină, că el trebuia să-și dea țara, să o și mai Sandu e de vină că s-a scumpit gazul. De ce nu s-a dus la Putin să ceară gaz mai ieftin? Deci această trăsătură defetistă, oarecum de... Dar e o mentalitate de închisoare. De ce ai bătut în ușă? De ce ai cerut drepturi? Că iată, acum ne ține pe toți flămânzi din cauza ta. Da, e mentalitate de sclav. E foarte paradoxal. Ai supărat proprietarul de robi. Da, pentru că cineva crede și de multe ori, și cei care gândesc așa, ei cred că s-ar fi rezolvat problema. N-ar mai fi suferit oameni. Nu ar mai fi continuat. Sau cedați teritorii. Ce are acolo? 15-20%? Da, cedați, că oricum să poluate mai mult de ruși. Exact. Păi am cedat Crimeea, am cedat Donbasul, acum vrea mai mult. Dar așa nu cedați și rămâneți fără nimic. Într-un fel pot să înțelegi logica acestui tip de poziționare. Cum am zis, o logică din asta slabă. Eu îi spun un fel de gândire cumva slabă. De ce? Pentru că ea pe termen lung nu rezolvă nimic. Ea poate pe moment să rezolve ceva, dar e doar aparent, așa, de moment. Și ajungem la Crimeea automat, pentru că aici e discuția asta. Dom'le, clar că despre tratative acum nu putem vorbi, dar cum vezi tu, nu evoluția, că nu te întreb acum cum o să fie, că normal nimeni nu știe, poate, evident. Chiar dacă ni se pare că totul e ireconciliabil, uite că turcii au reușit să facă minunea, să obțină coridorul acela de grâne, așa cum merge, exact. Câine cânește, dar circulă din portul Odessa. Exact. Foarte important. Vapoare mari cu grâne pentru Africa să nu moară de foame. Exact.
Și iată că Putin ar putea să bombardeze portul Odessa, ar putea să bombardeze porturile astea, Chilia, Rin. Da, dar pierde Turcia, pierde aliați. Nu știu ce fel de aliați, dar adică posibil aliați. Mediatori. Da, e important. Cine e neutru e deja ca un aliat. Când ai rămas aproape cu nimeni, orice e neutru e aliatul tău. Așa, da. Deci chiar dacă e război, paliere, coridoare există și... Clar că s-au dat peste cap. Sau gazul rusesc continuă să meargă prin Ucraina spre Europa. Spre Ungaria, care e foarte ustilă Ucrainei. Ce a mai rămas paradoxul paradoxului. Păi da, pentru că aici e și cu o mână dai, cu o mână iei. Adică și Ucraina ia bani, primește bani de la Rusia pentru tranzitarea gazului. Asta e nebunia, da, pentru că sunt aceste chestiuni care au rămas încă. Ele nu pot e ca într-un cuplu nefericit cu violență în care nevasta îi face mâncare, ia bătaie, dar continuă să-i facă mâncare. Dar ei deja sunt cu bagajele făcute. Da, da. Dar mai au încă de împărțit. Au dat în judecată, exact. A fost poliția. Da. Și stau și separat așa în două camere, cumva doar se, cum spui tu, pe de parte eventual face un pic de mâncare, dar poate că nu-i mai face, dar el a înțeles și face și singur. Știi cumva, dar totuși coabitează încă. Ea plătește factura la apă pentru că el n-are servici, ceva de felul ăsta. Și acum am auzit discuțiile astea că da, că până la urmă cumva se va rezolva, că așa se întâmplă, cumva se rezolvă, nu știm cum. Noi tot am așteptat să cadă, să apară cei din interior care să-i dea ajut. Înțelegem bine că practic, dacă e să vorbim sincer, nimeni nu e mulțumit de ce a făcut Kremlin. Adică nici măcar ei acolo nu sunt mulțumiți. Militare. Pentru că n-a reușit operațiunea militară. Plus. Dacă ar fi reușit, dacă ocupau Kiev în 3 zile sau în 3 luni, ar fi fost mulțumiți. Dacă. Cum au reușit după Crimeea și au fost tolerați și au continuat contractele dar de unde știm noi că ei chiar și-au imaginat și că ei au fost convinși că o să poată asta și nu... Dacă ar fi să ne imaginăm și varianta în care ei au zis tipic rusească, așa, varianta asta. Hai să dăm o palmă și după aia mai vedem noi. Primim un pumn, noi dăm după aia doi și ne distrăm. Că lor le și place masochismul. Adică ei... Le draca neizbejna, nada. Exact. Adică ei au și proverbul ăsta. Dacă bătaia sau... Inevitabilă, lovește primul. Lovește primul și mai era varianta cu cea mai bună apărare, e atacul. Și automat, cumva, asta se și manifestă în comportamentul lor. Asta vorbește clar despre o instabilitate a lor profundă, psihologică pe de-o parte, despre o frustrare profundă față de cei care, uite că reușesc să aibă ordine și au o gospodărie cât de cât și au făcut un pic de ordine. Aia care se uită de luștită peste gardă, uite băi la ăsta și se uite, bă, auzi fiare, nu vrei să-mi dai și mie un pic de... Păi stai puțin, domnule. Și aici apare o problemă foarte interesantă, psihologică. Pentru că sunt și cei care pot preventiv, văzând ce tip de vecini au, să vină ei primii la gard. Ce faci, vecine? Beau. Auzi, dar am un suc fain. Că, băi, ca să te refaci mai bine, că nu trebuie nimeni. Și să-i dea laxativ acolo. Da, are grijă de vecini, înțeleg? Că nu, deocamdată, preventiv, Finlanda și Suedia au zis, ia hai să ne... Schimbăm noi părerea despre neutralitate, hai să plătim la NATO, dar să fim măcar sub umbrelă, sub scut. E greu de dus vesta asta anti-glonț, dar te păzește în caz de te lovește și un nebun cu bâta. Da, și e nu că e comic, e straniu, stați așa. Consider de fiecare loc.